Despre orașul Ovidiu, vreau să vă spun că este un oraș micuț. De la città di Ovidio vi posso dire che è una città piccola, Dar cu oameni serioși și muncitori. ma con le persone forti e con voglia di lavorare. Un oraș cu 16.000 de locuitori. Una città con 16.000 abitanti. Un oraș într-o continuă dezvoltare. Una città sempre per sviluppo. Am crescut în doar câțiva ani de la 13.000 Sono de locuitori la cresciuti in 16. pochi anni da 13.000 abitanti a 16.000. Și estimăm ca în următorii 50 ani de zile probabil să ajungem la 20.000. Dicono che in 5-10 anni arriveranno a Pentru 20.000 că se construiesc abitanti, și se vor construi cartiere noi spre perché si Constanța. sviluppa e si fanno delle costruzioni nuove che si avvicinano a Costanza. Așa cum discutam ieri și de la întâlnirea de la Primăria Così Constanța, come abbiamo parlato ieri all'incontro con il sindaco di Costanza, domnul primar Decebal Făgădău povestea il că în sindaco scurt timp Decebal este foarte Făgădău posibil, într-un orizont relativ scurt, raccontava che in poco ca tempo cele două orașe să se unească, Costanza, città di Costanza e città di Ovidio nu hanno. administrativ, în cel mai scurt timp, adică pe data de 3 aprilie anul Il acesta, giorno 3 aprile 2017 am acceptat deja hanno invitația să mergem la accettato già Sulmona, invito per eu venire a împreună cu Sulmona, domnul primar Făgădău, il sindaco di Ovidio insieme con il sindaco di Costanza, pentru că este un moment foarte important și pentru perché è Primăria un momento Sulmona. importantissimo per il comune di Sulmona. Vor deschide oficial pe data de Aprono 3 anul ufficialmente Ovidius, l'anno bimilenar millenario Ovidius, Ovidius. și și-a dorit să fim toți trei e il împreună, sindaco di cei trei frați. Sulmona desiderava avere i due fratelli. Am confirmat că vom fi acolo. Hanno già dato la conferma che saranno là. Iar următoarea vizită, următoarea propunere La prossima visita pentru delegația din Sulmona per este să ne delegazione mai di vedem anul Sulmona, acesta, așa cum a vă spuneam, am vederci ajuns pe questo insulă și mai anno, sunt chiar foarte, un'altra foarte volta, multe perché lucruri ci de sono discutat. tante altre cose da vedere. Dar, în primul rând, Ma per primo vrem să inaugurăm împreună ediția întâi a Festivalului vogliamo Ovidius, inaugurare insieme il Festival Ovidius, ce va avea loc la Ovidiu, che într-o sarà in locație Ovidio, foarte potrivită pentru poetul Ovidiu, in un posto molto molto bello per pe Ovidio, malul lacului Sudghiol, vicino alla riva del în lago parcul de unde se Sudghiol, vede și insula, il parco dove si vede l'insula, acolo unde vom avea câteva surprize din partea Primăriei Sulmona. dove da parte del comune di Sulmona saranno delle sorprese. Doamna primar ne-a spus că vor fi prezenți cu un film Sindaco ha detto che care va saranno rula presenti con acolo, pe un un ecran. film che scorrerà Vor veni cu o spontaneo expoziție de pictură. e porterà una mostra di pittura Și sigur că da, festivalul va fi dedicat poetului și tema principală va fi festivalo poezia sarà Ovidius. dedicato al poeta Ovidio e la tema principale sarà poesia di Ovidio. Pentru că până la urmă comemorăm 2000 de ani de la moartea poetului. Perché sono 2000 anni da quando è morto il poeta. Pentru că, așa cum spuneam, născut la Sulmona, Perché così come diceva dar o mare parte din viață trăită în nato vechea cetate Tomis, che è a Costanza, care este la Costanza, ma la cui gemella è a Sulmona. onde c'è l'alta statua e si aggancia in È Sulmona. il simbolo dell'unione Este simbolo dei l'unione nostri due popoli de unione a celor două popoare nel nome di Ovidio. in numele lui Ovidiu. Questo marchio, Această emblemă, il comune di Sulmona, primăria din Sulmona, lo dona o donează al comune di Ovidio primăriei din Ovidiu e al comune di și Costanza, al primăriei din Constanța. affinché in tutti i documenti e În tutti i toate documentele materiali și toate divulgativi materialele che educative, riguardano questo ceea anno, ce reprezintă anul possano Ovidiu, essere utilizzati să aibă această emblemă. in senso di, proprio, di un unico percorso, un unico Pentru a programma. fi un singur programma, o singură stare.